Ia uite Murena cum mănâncă. Pentru dumneavoastră am făcut-o să iasă. Un pește deosebit. Avem și peștele leu împreună cu ea. Avem câteva specii de tropical, de apă marină, de apă sărată, care s-au adaptat la noi. Ne-am adaptat și noi cu întreținerea lor, să învățăm să întreținem și ușor, ușor, cum spuneam, în 2-3 ani de zile îi vom vedea în bazinul central, atunci când biologia ne va permite să menținem mai multe specii la un loc, mult mai dificil decât cu peștii tropicali de apă dulce, însă cu siguranță mult mai spectaculos. Toate astea se învață împreună cu angajații noștri, dar în același timp, biologii, dar în același timp și dumneavoastră aveți ocazia ca pe măsură ce veniți și veniți de mai multe ori la Acvariul Constanța, în special pentru constanțeni sau pentru turiști care vin an de an, să vadă câte o schimbare, să vadă un lucru nou și în felul ăsta să știm că și învață. Ne facem datoria față de animale să le asigurăm niște condiții excelente, e vorba de bunăstarea lor, în același timp față de vizitatori, niște condiții bune de vizitare, într-o obscuritate, cu o prezentare frumoasă, modernă, am schimbat și etichetele, am schimbat geamul aici la Murena, era foarte zgâriat. Toate astea înseamnă investiții, înseamnă preocupare, dar uite că sunt și rezultate. Ea cu greu o convingem să mănânce, fiindcă pe de o parte i s-a dat un pește destul de mare, pe de altă parte nu era ora și nici ziua ei de masă, însă cu această ocazie sperăm să o facem, să o convingem să muște acel pește. Ceilalți stau pe aproape, dar Murena este regina bălții, ca să zic așa, regina bazinului, 5 metri cubi. La fel, filtrat în spate cu sisteme moderne de spumatoare proteice care să asigure această apă curată. Este o algă roșie care se dezvoltă la lumina pe care am avut-o până acum. Este interesant, este frumoasă. Am schimbat lumina să dezvoltăm și alte alge, să nu fie o evoluție monospecifică a acestei flore bentonice sau flore care se fixează pe fundul bazinului. L-am mâncat. Este un bazin cu rechin, fiindcă avem și rechin la Acvariul Constanței, avem două exemplare de rechin de coral, care are și el vreo 2-3 metri cubi acest bazin, stau împreună și cu alte specii, fiindcă ei se adaptează mai bine în condiții de viață gregară, pe de o parte, pe de altă parte mai rezultă resturi pe care nu reușesc să le mănânce, cele mai mărunte, și peștii mai mici fac curățenie după ei. Sunt foarte mâncăcioși, au fost micuți, au fost cât două degete când i-am adus. Sunt deja prietenii noștri și în curând vor ajunge și la niște talii care ne va obliga să le schimbăm bazinul. Este excelent. Rechinii sunt foarte interesanți, biologia lor este deosebită, au răstrămoșii lor 400 și ceva de milioane de ani, de vreo 6 milioane de ani sunt așa cum îi cunoaștem astăzi, au evoluat. Nu au opercule, au doar fante branhiale și în consecință trebuie să se miște, sunt condamnați la înot pentru a se putea oxigena. De asemenea, nu au vezică înotătoare sau flotantă, nu au flotabilitate și își acumulează grăsime în ficat, ceea ce face să aibă oarecare flotabilitate, nu suficientă. În orice caz, această grăsime este tentantă pentru cei care vor să o folosească cu scop medical și nu numai, dar în general terapeutic, fiindcă conține foarte multe vitamine. O specie deosebită, sperăm să facem și alte specii de rechin la Acvariul Constanței, sperăm ca într-o bună zi la Acvariul Central să vedem și rechini.